și am rămas să se găsesc două cărți ale mele. Una este Mistica Platonică, care m-am ocupat de Platon. O altă carte este o carte despre Naionescu, cel care a inițiat, nu? Să fie prima școală filozofică românească, care a avut de discipol pe Noica, pe Cioran, pe Mircea Eliade, care a fost chiar asistent, nu se numea... nu chiar asistent, ținea ea sub pintor la Catedra de Metafizică și de Istoria Metafizicii. Și a pus amprenta asupra unui întregi de voci, pentru că era o personalitate deosebită, o minte strălucită. Noi ne bucurăm astăzi de mintea lui Nemaiconică, datorită primei cărți pe care i-a scos-o Mircea Eliade. Și el spune la un moment dat, într-o conversație cu Roche, îi spune, a fost o cea mai mare bucurie a tinereții mele să alcătuiesc acest volum, Roza Mântuilor. Și chiar luase la mine și mă uitam, într-adevăr, articolele sunt extraordinar de interesante. Sunt grupate, prima parte este grupată pe teme religioase și jurnalul lui Eliade spune cum l-a cunoscut pe Naionescu și cum l-a audiat la primul curs despre Faust. El a avut un curs la un moment dat, trebuia să vorbească despre teoria cunoștinței. Cioran, când vorbește despre Naionescu, mă rog, un articol de pe 37, spune că parcă se aude un zângăn de clopote în un curs de logică rătăcit, așa, deci, indiferent de ce vor crea, Naionescu știa foarte bine să deschidă un orizont religios, un orizont metafizic. Și asta l-a impresionat, sigur, pe Mircea Eliade și ceea ce el a strâns, toate articolele acelea, pe teme religioase, sunt extraordinar de interesante pentru că acel curs despre, în care a vorbit despre Faust, despre Faust al lui Goethe, o interpretare și el își luase repere pentru interpretarea aceea din cursurile pe care le mai făcuse. Nu? Spune Eliade în postfața la autoturnă că el a adus un nou în universitate pentru că universitățile noastre erau cumva pe calabut francez, erau cumva, trăiau după ele toată atmosfera aia foarte îngustă spiritual și entismul din secolul XIX și a adus această deschidere spre religie. Și era o chestie care se simțea nevoia, adică era fusese un secol înainte, un secol, să zicem, materialist. Și după aceea a venit interesul ăsta cumva spontan, nu numai la noi, în toată Europa, pornise cursul de la un articol pe care l-a citit într-o revistă franceză, spunea că, uite, un francez se laudă aici că deține cheia interpretării la Faust. Și nu arată așa cam de departe, dar eu i-am ghicit gândul și el, de fapt, îi ghicise gândul. De ce? Pentru că vorbise înainte despre modul religiozității protestante, modul religiozității catolice și ortodoxe. Și atunci tot orizontul ăsta spiritual al lui Goethe, care era un orizont foarte modern în vremea lui, îi fusese, îl văzuse, adică a avut intuiția acestui și sigur că puteai să-ți dai seama, că chiar dacă a fost întrebat după 6 prelegeri, din cele câteva scene pe care le indică că ar putea da o imagine de ansamblu asupra lui Faust, îți dai seama cam unde merge. Și direcția pe care mergea gândul lui Naionescu era o descriere prin Faust a epocii moderne. Adică începe epoca modernă, se desacralizează. Iar gândul ăsta îl preia după aceea, e foarte interesant, îl preia după aceea Noica. Știți că el a fost arestat în 58 și atunci avea o carte în vreo 10 capitole, mai au două volume foarte mari, Anti-Goethe se numea, și în perioada respectivă, deci când el avea domiciliu obligatoriu la Cluj-Napoca, se întâmplase așa, aici sigur era ocupația sovietică, dar se anul 49 marca și un, așa, o
memorare a datei de naștere a Goethe, cu secole înainte. Și Alice Voinescu ținea conferințe despre Goethe în spațiu foarte restrâns. Noi ca scria Goethe, Blaga traducea și el Faustul lui Goethe și am avut așa o perioadă despre care, din păcate, Goethe a lui... și e foarte interesantă ideea lui Noica, pentru că Noica ce face cu Goethe în momentul în care îl interpretează? Cumva își continuă ideea maestrului său. Despre noi trăim așa într-un timp al devenirii, într-un devenire, adică un timp aculturat, niște vremuri secetoase din punct de vedere religios, din punct de vedere spiritual, și își construiește această idee, nu? Cu Goethe, care, mă rog, are, sigur, sunt foarte multe subtilități în Faust, dar și n-ai ales un moment în care spune că dețin cheia, da, trei pătrini, da? Deci una, să zicem așa, o lasă viste, nu recunoaște că nu poate, este o operă de o viață întreagă, dar trei le știa și, sau, mă rog, trei părți, așa, sesizase care este intenția autorului. Și intenția autorului era să-și descrie epoca. În momentul în care ești un poet, pricepi așa cu niște antene totul speciale, așa prin intuiție, pricepi pe ce lume te află. Și el sesizase că la Goethe religiozitatea este o religiozitate decât de parte nu s-a spus despre spinozismul lui Goethe, așa și asta pe o parte, pe de altă parte este o interpretare de religia. Știți, el vorbește foarte mult despre mitul păcatului original și de la mitul păcatului original ajungem la problema mântuirii, care este tratată diferit și spune că în cursul meu de protestantisme, protestanții, și nu, este reformat între nemții, au dat deoparte această tragică problemă a mântuirii. Nu au avut ceva și au dat-o deoparte în Faust. El subliniază o chestie interesantă, că uite, în prolog, de la început, se știe sfârșitul. Deci, înainte să fie acel pact, acea ispitire, spune, știți cumva cum se începe Faust, lumea în antichitate așa era văzută cu trei straturi, nu era lumea suburnare, asta și la Platon, deci pământul, lumea asta a simțurilor, după aceea este lumea astrelor, da, apare într-un dialog platonic, care mă mai desușe pitagoreică, lumea, cum spuneam, cum am spune noi, cosmosul, da, și mai este încă o lume pe deasupra, este lumea lui Dumnezeu, să spun așa. E, în religie, sigur, mai sunt trei, ăsta este un număr magic, deci n-au schimbat prea mult. Și în prolog se descriu cele trei lumi. Dar întâi începe să descrie lumea de sus, dar cerul, după aceea lumea astrelor, care cântă aceeași muzică a sferelor, nu era ideea aceea a lui Leibniz, lumea perfectă și Pitagora cu armonia sferelor și după aceea vine și spune, dar nu, lumea suburnare, ce se întâmplă? Și atunci spune Mefistofel, spune că da, oamenii se chinuie, nici nu trebuie să-i mai chinuiesc eu, au așa oarece scânteie, așa inteligența pe care o folosesc pentru a deveni mai animale decât animalele. Așa, deci eu un lume în care nici nu mai trebuie să mai intervin. Și atunci Dumnezeu îl întreabă, bine, dar ăștia sunt oameni obișnuiți, da? Dar mai sunt și oameni care este Faust. Și când ar ști pe Faust, și face, da, știu pe Faust, te slujește cam amestecat. Adică știm că personajul, nu era un personaj a unui teatru, povestea așa în sine, era dată la vâlci și a văzut sufletul, povestea Margaretei, deci puțin din Faust era foarte bine cunoscut. Era alchimist, da? Deci era, îl slujea pe Dumnezeu, dar cam amestecat, da? cam în felul lui, se zice, și spune în prologul din cer, face, da, e adevărat că mă slujește cam amestecat, dar eu o să-l conduc în sferele de sus, în lumină. Deci el
El este între, așa, când în lumină, când în întuneric, cum mă slujește el așa amestecat, dar eu sunt conduc în lumină. Deci de la început, înainte să știm toată povestea, asta se spune de la început că el va fi salvat. Dacă, mă rog, cineva își aduce aminte de Faust, știu că salvarea lui Faust, la sfârșit, a fost un mic, așa, o mică șmecherie, da? Pentru că era bătrân și a fost o șmecherie, mă rog, i-a păcălit pe îngeri, i-a furat repede trupul meu, sufletul și l-a dus în lumină, dar pe calea unei șmecherii. Acum, Ionescu n-a putut să-și ducă ideea până la sfârșit. De ce? Pentru că nu avea contemporani care să fie la fel de deschiși la minte ca și el. Și atunci era puțin invidiat. Veneau grămadă la cursurile lui studenți la teologie, venea un student de la Politehnică, de la Litere, venea toată lumea, mă rog, se înghesuia la cursurile lui Ionescu. Și la cursurile lui Mircea Eliade se înghesuiau. Dar Eliade se sesizează diferent. Spune, da, la mine vin pentru că sunt impresionați de erudiție, de date, de informație, de asta. Dar n-am înțeles un mod special de a aduna ideile unei, la sfârșit, așa ca într-o sinfonie, da? Deci vorbește și nu uită de la ce a pornit și își construiește extraordinar. E, toate lucrurile acestea se văd în cărțile care au rămas de la el. Și atunci am putut să scriu, în momentul în care, știu, după 90, citise pe Ionescu înainte la biblioteca, biblioteca Academiei, la fondul special, nu mi s-a dat, am tot făcut cere să mi se dea voie să citesc, nu mi s-a dat, fiind foarte perseverentă. Așa, și la un moment dat am ajuns foarte aproape înainte de schimbarea de regim din 89. În 88 am ajuns în străinătate. Acolo, cum ajunge românul, eram în Belgia. Hai să văd ce român sunt aici în bibliotecă. Și am dat peste o carte, nu știam, apar n-am dat de autor, a lui Horia Stamatu Caion, poezie. Nu m-a impresionat extraordinar, nu citise niciodată o poezie atât de minunată. Era o poezie religioasă, s-a republicat la noi, târziu, 95, știți, acum ăsta este centenarul nașterii lui Horia Stamatu și o să închei ca să nu vorbesc prea lung, cu un fragment foarte mic. El a trăit jumate în Spania, din 64-63 la Freiburg în Germania și el a vorbit tot timpul un eseistic, asta este un eseist gânditor. Așa a vorbit despre acculturalizare, deci momentul epocii contemporană pe care se sesiza în Germania era, nu, se dezinteresul față de cultură. Și dintr-o poezie a lui, despre ploi, publicată în revista Scriitorilor Români, în 78, ce spune așa, ploile de cuvinte inundă lumea, unde e seceta mai mare, dar pe cât cad, pe atât usucă mai mult.